În cartea Proverbele, la capitolul 25, cu versetul 11, stă scris: Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. L-am întâlnit pentru prima dată pe Ian Doward cu familia lui, când eram amândoi profesori în statul Washington. Ian ne-a vizitat în Pennsylvania. Câțiva ani mai târziu și toți trei am savurat lunga conversație de după cină, spunea autoarea, în jurul mesei noastre din bucătărie. Copiii erau de obicei în aria noastră auditivă, chiar dacă nu luau o parte la conversație. Înainte de a pleca de la masă, Ian ne-a avertizat în șoaptă că discuțiile avute în preașma copiilor ar putea să-i facă să-și spună unele întrebări cu privire la cei cu autoritate. Acestea au fost niște cuvinte de mare ajutor, rostite din dragoste și grijă. Chiar dacă noi țineam cont deja de acest principiu, în mod evident ne relaxaserăm și spuseserăm mai multe decât ar fi trebuit. După acest moment, am făcut un efort special să discutăm informații și păreri pe care le dezaprobam doar atunci când eram singuri și aveam asigurată discreția. Nu ne-a fost întotdeauna ușor sau convenabil. În această lume, de tipul exprimă tot ce străce prin cap, constrânși de timp și de energie, copiii adesea trag cu urechea la lucruri pe care nu e necesar să le audă sau să le cunoască în etapa lor de formare. Cu mult timp în urmă am conștientizat faptul că sunt niște reportofoane excelente, dar sunt de multe ori niște interpreți slăbuți. Nu înseamnă că trebuie să-i ferim ca un scut de realitățile vieții în această lume, dar am face bine să ne întrebăm de ce împărtășim anumite informații în preajma copiilor noștri? Gândește-te la binecuvântările de care ai putea avea parte dacă iei în serios versetul din Proverbele 25 cu 11. În loc să ne exprimăm frustrările cu privire la alții, de față cu copiii noștri, putem să umplem conversațiile cu aspecte pozitive ale vieții. Putem să împărtășim lucruri pozitive despre pastorii noștri și colegii de muncă, și să ne rugăm pentru ei și familiile lor. Putem să ne vorbim de bine partenerul, rudele, vecinii, profesorii și conducerea școlii. Arată-ți aprecierea pentru vânzători și pentru persoanele care se ocupă cu livrările. Arată-le copiilor cât de mult apreciezi mulțimea de persoane din viața ta, inclusiv pe ei. Acestea vor fi cuvinte spuse cu rost. Și poate că cei din jurul tău vor înțelege mai bine cum Biserica rămâne o visterie pentru bogăția harului lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca vorbele noastre să nu lase niciodată un gust amar în inima cuiva.